Noi suntem, vom merge în instanță pentru că au scăzut salariile de bază și, cum mă repet, este un drept dat de Constituție, salariul este un drept de proprietate. Au introdus norma de hrană. Norma de hrană este un drept nesalarial. Credeți-ne, am avut discuții și am spus că renunțăm. Renunțăm la hrană, renunțăm la vouchere. Am trecut, am renunțat la vouchere, n-am primit nimic. Și să rămână coeficiență cei care au fost. N-am dorit să ne crească coeficiență. Sigur că au venit cu niște coeficiențe la anumite primării, dar eu i-am dat mai multe primării cu coeficiențe mult mai mari decât ai noștri. A prezentat, mă rog, ce și-a dorit. Iar domnul să... Ca exemplu și alte primării. Am dat. Da, dar ați văzut că a dat un exemplu Tulcea, nu Vâlcea, Tulcea, Galați. Și să vă mai spun încă ceva. Sindicatul a venit cu o propunere să eficientizeze serviciile și direcțiile prin comasarea direcțiilor și a serviciilor. Și vă dați seama, noi am pornit de la 5 directori acum 10 ani și acum avem 18, 16 sau 18, avem 36 de șefi de serviciu, normal că se duc banii. Și atunci ce facem? Comasăm, dăm afară muncitorii, că asta e singura soluție și rămân... Anul acesta ați cerut și vouchere de vacanță? Am renunțat din start la ele. Sunt pe lege, să mă înțelegeți. Deci voucherele de vacanță și indemnizația de hrană este greșit spus. Normă de hrană au polițiștii printr-o altă lege. Am spus noi că vom renunța. Nu renunțăm și la normă de hrană și la voucherele de vacanță. Voucherele de vacanță toată lumea le-a primit anul trecut. Noi n-am primit. Dar vi se pare normal, de exemplu, ca o treime din bugetul local să meargă pe salariile de primare? Deci nu mi se pare normal și mă repet, să facă comasarea serviciilor și a direcțiilor, pentru că de la 5 directori am ajuns la 18. De la 11 sau 10 șefi de serviciu am ajuns la 35 sau 36. Acum suma să nu o luați chiar, dar cam acolo este suma. Și nu știu câți șefi de birou. Mi se pare normal să se comaseze serviciile și direcțiile. Zice și domnul Primar că eficient. N-a fixat decât doi noi directori și că ceilalți existau din vechile mandate. Eu știu că domnul primar e pe al 12-lea an. Nu? De oricum e o treime din buget. Dar nu vorbim de asta, mă repet, să se facă reduceri, să se comaseze direcții. Deci nu ne punem bani de joc de oameni. Nu spuneți că se duce o treime. Păi se duce dacă s-au angajat atât. Sigur că se duce. Coeficiențe se pot modifica. Așa. Dar venitul salarial nu are voie să scadă. Salariul este un drept dat de Constituție, un drept de proprietate. Deci dacă anul trecut sau în 2017 ni s-a stabilit un salariu, da? De 1000, mă rog, cât s-a stabilit? Nu poate scădea. Nu poate să scadă, dar poate să crească sau să rămână acolo. Și asta vă repet, că prin ce s-a făcut astăzi cu introducerea normei de hrană, nouă ne-a scăzut salariul de bază. N-am rămas acolo în 2017. Mult puțin cât a scăzut, dar a scăzut salariul de bază.